înțelegeți? Totul a fost. Dar eu vreau să vă întreb, domnule, că cetățean român, dacă vine organe și găsește la dumneavoastră acasă, asta ultimul care a făcut, că hackerii care au fraudat vreo 5 milioane de euro din Statele Unite, a venit FBI-ul și a venit la buzra acasă. A scris toate ziarele, la toate, și nu s-a întrebat absolut nimic. Da, haideți să... Șeful hackerului a fost prietenul, fata, fiica mare al lui Buzra. O rețea care organiza licitații false pe cunoscutul site american eBay a fost anihilată de ofițerii DICOT și agenții FBI. După o serie de descinderi în Drăgășani și Vâlcea, 27 de suspecți au fost reținuți. Unul dintre liderii rețelei a fost capturat în casa miliardarului Dumitru Puzdrea, deputat PDL. Cum a decurs această operațiune, ne spune Andy Lasleu. Bună ziua, Andy, te ascultăm. Bună ziua, Simona, bun găsit, doamnelor și domnilor. Procurorii DICOT au descins în această dimineață în 35 de locații din Drăgășani și Vâlcea. Anchetatorii au ridicat până acum 27 persoane suspectate că ar face parte dintr-o rețea care se ocupa cu fraude pe cunoscutul site de licitații eBay. Infractorii acționau din capitală, dar și din județele Vâlcea, Hunedoara, Sibiu și Telorman, iar victimele lor erau preponderent americani. Surse judiciare susțin că liderul grupării a fost găsit în locuința deputatului PDL de Neamț, Dumitru Puzdrea, din sectorul 1 al capitalei. Parlamentarul a declarat însă că nu știe nimic despre rețea, pentru că apartamentul a fost închiriat de soția sa unor persoane pe care nu le cunoaște. Anchetatorii urmează să stabilească dacă există vreo legătură între Puzdrea și familia lui și rețeaua de care tocmai am amintit. Simona? Mulțumesc că a fost Andy Lasleu. Și știți ce a făcut? N-a avut nici contract. Pe casa unde au găsit, calculatoare, au găsit fel și fel, în casa lui Buzdrea. A făcut contract cu perioada mai veche. Din evenimentul zilei, deputatul Puzdrea evacuează cu forța arabii din angroul Flora. Scandal mare în angroul deputatului PD, Dumitru Puzdrea. Acesta a primit recent o ofertă de 80 de milioane de euro pentru terenul pe care se află complexul și vrea să izgonească peste noapte pe comercianții arabi. Aceștia sunt cei care, an bun, i-au burdușit buzunarele. Situat în zona Flora, terenul pe care se află complexul era de mult timp vânat de investitorii imobiliari. Despre ce vorbeam, domnul Marinescu. Da. Puzdrea s-a opus în toate felurile scoaterii la mezata acelui teren. A mers până acolo încât a angajat mai mulți revoluționari care s-au pus în fața buldozerelor primăriei venite să-i demoleze complexul. Se pare însă că Puzdrea a aflat în sfârșit prețul corect al afacerii sale pe care vrea să o înstrăineze. Adică 80 de milioane de euro. 80 de milioane de euro, fapt pentru care și pe dumneavoastră v-a înlăturat, să poată vinde la un moment dat acest teren și să intre în posesia a 80 de milioane de euro. Da, și a promis pentru 80 de milioane la alte organe, adică la alte oameni care s-a... Și care au venit de la primărie cu buldozer, dar totuși nu s-a putut face nimic. Eu am fost cu el ca să vorbim cu unul Matei, ofițerul Safuării Dosaru. El a tratat ca ultimul om. I-a spus că, domne, care dosar? Nu există dosare. Dosarele care le aveți, bați să stea o lună, bați să stea 10 ani, bați să stea mai mult. Da, nu sunt elemente. Nu sunt elemente. În aceeași timp vreau să spun, atunci cui să adresez dumneavoastră problemele tale? Eu acum am început să-mi fie frică, eu și tot arabii din România sau străinii care... Da, au început să-mi fie frică ca să nu vină mascații, prin, înțelegi, la cu Dumitru sau cu altul.